Stimați ascultători, se povestește că în timpul primului război mondial, un soldat a descoperit că prietenul său, rănit, a căzut între tranșee în teritoriul inamicului. Întorcându-se spre ofițerul său, l-a întrebat: "Domnule, vă rog să-mi permite să merg să-l iau." Ofițerul i-a răspuns tăios: "Nimeni nu poate supraviețui acolo și, de asemenea, te-aș pierde și pe tine." Dar ignorând comanda ofițerului, s-a târât prin tranșee pentru a încerca să salveze prietenul, împreună cu prietenul său pe umăr, și el, la rândul său grav rănit, a căzut apoi în șanț. Atunci a descoperit că prietenul său era mort. Ofițerul a mustrat spunându-i: "Ți-am spus să nu pleci, era cât pe ce să te pierzi și pe tine. Vezi că nu s-a meritat?" Cu respirația greoaie, soldatul curajos a răspuns: "Dar, domnule, s-a meritat." Ofițerul a ripostat: "S-a meritat? Prostii! Prietenul tău este mort și în curând vei fi și tu." Soldatul i-a răspuns: "A meritat, domnule, pentru că atunci când am ajuns la el, Jim mi-a spus: am știut că vei veni." În teritoriile inamicului, diavolul încă ține captiv pe prietenii noștri care au nevoie de speranță și de iertare. Iisus Hristos a fost singurul vrednic să se înroleze în această misiune de salvare. El a fost cel care și-a părăsit confortul și adăpostul de siguranță, a lăsat compania celor 99 de oi și a mers după oița pierdută. El a venit după mine și după tine. Nu există anotimpuri speciale pentru a vesti Evanghelia. Este ceva ce ar trebui să-ți miște inima pe parcursul întregului an calendaristic. Nimeni dintre noi nu ar trebui să fie scutit de această misiune de salvare. Iisus ne-a dat porunca tuturor celor care îl cunoaștem pe El, iar El ne-a promis că va merge împreună cu noi. Nu știu ce motiv ai putea invoca pentru a nu merge. Tot ce știu este că prietenii tăi, oamenii din jurul tău, sunt acolo, în teritoriul inamicului, răniți, loviți de dușman, pe moarte și așteptând salvarea. În această ocazie, vă propun să mergem către cei răniți de moarte în teritoriul satanei, să le ducem cartea cea mai importantă, Biblia, unde putem găsi modalitatea de a fi salvați, unde putem găsi calea către cer. Biblia este cea mai importantă și mai valoroasă carte de pe pământ, deoarece cu ajutorul ei ne putem hotărî destinul veșnic. Biblia, numită și Cartea Cărților, cuprinde mai multe cărți scrise și mai mulți scriitori ai lui Dumnezeu. Biblia cuprinde Vechiul Testament și Noul Testament. Biblia, Sfânta Scriptură sau Sfânta Evanghelie, care înseamnă vestea bună a păcii. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu prin care El ne vorbește. Biblia este lumina pe care are vieții pentru orice om de pe fața pământului. Biblia este lumina care luminează drumul pentru a ajunge în împărăția cerului. Iată ce spune chiar Domnul Isus în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, cu versetul 39. Cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Cuvintele și învățăturile Bibliei sunt mana venită din cer de la Dumnezeu ca hrană pentru sufletul nostru, pentru a avea viața veșnică. Vă ofer doar un text. Tot în Ioan, capitolul 6, cu versetul 51. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Autorul Bibliei este Dumnezeu,
chiar dacă a fost scrisă de oameni ai lui Dumnezeu, la îndemnul și sub inspirația Duhului Sfânt. Scrierile Bibliei sunt pe înțelesul tuturor oamenilor, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în 2 Timotei, capitolul 3, cu versetele 16 și 17. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Scrierile Bibliei sunt adevărate, vrednice de crezare, stau la baza credinței noastre și îl au în centru pe Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt, adică cele trei persoane ale Dumnezeirii care au creat și care conduc întregul univers, inclusiv planeta Pământ, cu omenirea și cu toate viețuitoarele de pe ea. Biblia trebuie citită și cunoscută de către orice om de pe fața pământului. Pentru fiecare dintre noi are cea mai mare importanță și ne este dată ca îndrumător pentru viață, un cod de legi date de Dumnezeu legiuitorul pentru ca oamenii să trăiască prin ele și care trebuie respectate cu strictețe. În anul 1547 a fost încoronat ca rege al Angliei Eduard al IV-lea. În ziua încoronării i s-au adus trei săbii ca un simbol al celor trei regate pe care le avea Anglia de atunci și pe care tânărul rege avea să le cârmuiască. "Mai lipsește o sabie," zise regele în clipele încoronării. Toți curtenii se tulburară la auzul acestor cuvinte și începură să se întrebie ce sabie mai lipsește. Atunci regele zise, mai lipsește Biblia, sabia Duhului Sfânt, să o aduceți aici și să o puneți în fruntea celorlalte trei, căci fără această sabie, cuvântul lui Dumnezeu, nu voi putea cârmui împărăția. Și de atunci, la încoronarea regilor din Anglia, stă acolo de față și sabia Duhului Sfânt, Biblia. Aceasta este porunca lui Dumnezeu pentru omenire, să asculte de toate legile și poruncile sale, pentru ca omul să poată trăi. Călcarea poruncilor aduce moartea pentru păcătos. Biblia este o carte sfântă, dăruită nouă de Dumnezeu Creatorul. Nu trebuie neglijată, nu trebuie disprețuită și nici distrusă sau aruncată la gunoi, căci Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit acest lucru. Așa cum trebuie să iubim pe Dumnezeu, la fel trebuie să iubim și să respectăm cuvântul Său, Biblia. Prin citirea Bibliei cu interes, cu respect și cu atenție, cunoaștem pe Dumnezeu, Creatorul nostru și Creatorul a tot ce există. Biblia ne descoperă existența noastră, cine suntem, de unde venim și unde ne îndreptăm. Suntem creați de Dumnezeu ca ființe umane, cu inteligență și rațiune. Dumnezeu ne-a creat capacitatea de a gândi și de a alege, de a deosebi binele de rău și de a descoperi voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Dumnezeu este creatorul a toate câte există pe pământ și în univers. El este dătătorul de viață. El ne oferă toate cele necesare traiului prin tot ceea ce a creat și a pus la dispoziția tuturor viețuitoarelor. Lumină, căldură, apă, aer, hrană, vegetație, îmbrăcăminte și așa mai departe. Nimic nu a apărut la voia întâmplării, ci tot ce avem, toate posibilitățile de trai ne sunt dăruite de Dumnezeu. Ele se înnoiesc în fiecare dimineață. De ce este atât de important ca oamenii să cunoască aceste adevăruri prezentate în Sfânta Carte Biblia? Pentru a recunoaște pe Dumnezeu ca fiind Creatorul și Stăpânul nostru. Oamenii trebuie să aibă respect, recunoștință și dragoste pentru Dumnezeu, de la care avem
totul și prin care existăm. Nu-L putem vedea cu ochii ființei noastre aici, cât trăim viața aceasta datorită păcatelor noastre, dar Îl putem vedea prin credință și Îl simțim prezent în viața noastră, Îi simțim ocrotirea și ajutorul Său în viața de toate zilele, menținând relația cu El prin rugăciune și prin umilința noastră aduse înaintea Lui. Biblia a avut și are un rol important în istoria civilizației omenirii. Biblia reprezintă voia lui Dumnezeu, în ea găsim legi și porunci după care trebuie să trăim noi, oamenii de pe acest pământ. Mesajul central al Bibliei este planul salvării, planul mântuirii. Mântuirea este destinată oamenilor din toate generațiile, începând cu Adam și Eva, prima pereche de oameni. Mântuirea este dăruită de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos celor ce vor asculta de voia Lui. Biblia prezintă pe Dumnezeu în raport cu omenirea creată de El, Dumnezeu care este dragoste, dar și un Dumnezeu sfânt și drept prin legile și poruncile Sale. Prin Domnul Iisus Hristos trimis pe pământ, Dumnezeu și-a arătat marea Lui iubire și milă pentru omenirea păcătoasă. Iată ce spune textul de aur din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 3, cu versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Iar această carte ne face chemarea la pocăință și la îndreptarea vieții noastre, așa cum ne spune chiar Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Marcu, în capitolul 1 cu versetul 15. El, Iisus, zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Unul dintre îndemnurile Domnului Hristos este să ne rugăm Lui în permanență, în fiecare zi și de câte ori suntem în necaz și în suferință. Un bătrân vânzător de Biblii și de alte cărți spirituale mergea în cabrioleta sa pe un drum anevoios, prin ploaie și prin noroi. Folosindu-se de ziua aceea întunecoasă și tristă, diavolul a venit să-i șoptească la ureche. Uită-te la păcatele tale urâte și negre din trecut. Gândește-te la hotărârile nerealizate, la greșeli și la lucrurile nebunești pe care le-ai făcut. Ar trebui să renunți. Niciodată n-ai să ajungi în cer, șoptea diavolul la urechea colportorului. Bătrânul se ridică imediat, cu voce tare îi spuse, pleacă Satano, mergi și vorbește cu Iisus despre mine, El este reprezentantul meu, mi-am predat viața Lui în întregime. Diavolul l-a lăsat în pace și bătrânul porni mai departe biruitor. Stimați ascultători, nu există o altă carte ca Biblia, nu este altă carte care să te ajute când te doare capul. Nu este alta care să te ajute când ziua este lipsită de soare și noaptea este lipsită de stele. Nu este alta care să te ajute când copiii tăi nu mai au mamă. Nu este alta care să te ajute când îți înmormântezi chiar propriul copil. Nu este alta care să te ajute când izvoarele vieții seacă. Nu este alta care să te ajute când ajungi la capătul călătoriei și îți pleci capul pe pernă, iar Dumnezeu se oprește să spună noapte bună. Prin cuvântul Bibliei ne este prezentată dreptatea, dar și mila lui Dumnezeu, prin care va judeca și va da răsplătirile sale fiecarei persoane pentru binele sau răul pe care l-a făcut în această viață, așa cum spune înțeleptul în Eclesiastul, capitolul 12, versetele 13 și 14. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor.
Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Ne punem întrebarea, cum este tratată și respectată Cartea Sfântă a lui Dumnezeu, Biblia? Se constată că nu toți oamenii acceptă Biblia și nu toți o cred. Scriptura, după cum este cunoscută și presuită și primită, oamenii zilelor noastre se împart în mai multe categorii. O primă categorie, oamenii care o citesc cu interes și bucurie, o prețuiesc și o iubesc. Pe aceștia Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îi ajută să înțeleagă învățăturile Bibliei și îi ajută la împlinirea lor. Aceste persoane temătoare de Dumnezeu au credință în El. Ei iubesc pe Dumnezeu și vor ajunge la mântuire. Acești credincioși care au acceptat Biblia pentru viață și pentru relația lor cu Dumnezeu sunt morali și au un comportament sfânt din punct de vedere al caracterului și al faptelor. Ei trăiesc în relație de pace și dreptate cu semenilor. Ei caută în permanență să-și conformeze viața cu voința lui Dumnezeu, așa cum spune chiar Mântuitorul în Evanghelia după Luca, în capitolul 11, cu versetul 28. Și el a răspuns, ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Domnul Iisus Hristos stabilește idealul pentru fiecare creștin să ajungă la acea stare de sfințire și curățire a caracterului și al faptelor după adevărul, învățăturile și poruncile sale. Iată care este idealul pe care l-a pus Mântuitorul înaintea noastră. În Evanghelia după Ioan, capitolul 17, cu versetul 17. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Iar acest cuvânt ne sfințește și acest cuvânt îndepărtează păcatul din viața noastră. Se povestește că un bărbat intră într-un bar și cere un pahar de bere pe care imediat îl zvârle pe fața barmanului. Apoi clientul violent se repede, ia un prosop și începe să-l șteargă pe față în timp ce își cere scuze. Îmi pare rău, vă rog să mă iertați, vedeți dumneavoastră, e ca obsesie pe care nu o pot controla, nu știu ce să mai fac. Ați face bine să găsiți o soluție, oricum fiți sigur că vă voi ține minte și nu vă voi mai servi până când nu vă veți fi tratat problema. Au trecut câteva luni până când omul nostru și-a făcut din nou apariția la bar. A cerut o bere, dar barmanul a refuzat să-l servească. Omul nostru i-a explicat că a fost la psihiatru, la psiholog și că și-a rezolvat problema. Convins, în cele din urmă, barmanul i-a pus înainte un pahar de bere. Omul a luat paharul și a zvârlit berea pe fața stupefiată a barmanului. Parcă ziceați că v-ați vindecat. Așa și este. Continui să o fac, însă psihologul m-a învățat să nu mă mai simt vinovat pentru aceasta. Stimați ascultători, Biblia ne reamintește că suntem păcătoși, iar rezolvarea este nu prin îndepărtarea sentimentului de vinovăție, ci prin îndepărtarea păcatului din viața noastră. Cum se mai comportă oamenii în raport cu Biblia? Sunt oameni care nu resping Biblia, dar nici nu o acceptă și nu o respectă suficient pentru a le schimba viețile. Aceștia au cunoștințe vagi din cele scrise în Sfânta Scriptură, au cunoștințe doar la nivelul minții. Acești oameni, când este vorba de citirea și de respectarea poruncilor și învățăturilor, ei sunt superficiali. Ei nu sunt dintre cei care să sacrifice cele pământești pentru câștigarea vieții veșnice. Sunt aceia care doresc să le fie bine, să nu sufere nimic aici pe pământ, dar doresc să aibă parte și de viața veșnică.
Iar Mântuitorul spune în Matei, capitolul 10, cu versetul 39, cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Acești oameni superficiali își aduc aminte de Dumnezeu numai atunci când au nevoie de El, pentru rezolvarea unor probleme pământești sau când trec prin momente grele de necazuri. Dar și atunci, cei mai mulți cârtesc și murmură împotriva Domnului care a îngăduit și momente de încercare pentru ei. Necunoscând adevărul biblic datorită dezinteresului ce-l au, acești creștini nu experimentează o legătură vie cu Dumnezeu prin credință și nu-L cunosc pentru a-L respecta și pentru a asculta de El. Rugăciunile pe care le aduc Domnului sunt făcute din obișnuință și formale. Această categorie de persoane care nu sunt nici reci, nici în clocot, ci numai căldicei, aceștia vor fi vărsați din gura Mântuitorului. Astfel de creștini sunt ca cele cinci fecioare neînțelepte care nu și-au luat un de lemn de rezervă pentru a-și aprinde candelele să poată întâmpina pe mirele ceresc. Care le-a fost soarta acestor fecioare nechipzuite? Au rămas afară, s-a închis ușa pentru ele și nu au putut intra în odaia de nuntă. Cum se mai comportă oamenii în raport cu Biblia? Sunt oameni care nu o citesc și nu sunt interesați să cunoască Biblia. Acești oameni nu cunosc pe Dumnezeu pentru a-L iubi și pentru a-L respecta. Dumnezeu are milă, are răbdare cu ei, nu le pedepsește imediat păcatele și le dă binecuvântările sale și îi așteaptă să-L recunoască și să-L primească în viața lor. Iată ce declară Domnul Iisus, cel care iubește și pe cei buni și pe cei răi. În Matei capitolul 5, cu versetul 45. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dar să nu uităm, și răbdarea și harul Său au o limită. Mulți se întreabă de ce în lumea de astăzi există atâta suferință, atâtea dureri, atâtea nedreptăți, atâtea crime. De ce oare îngăduie Dumnezeu atâtea calamități în natură, datorită cărora mor oameni și tot felul de viețuitoare nevinovate? Această categorie de oameni nu cunoaște pe Dumnezeu și nu vrea să-L cunoască, iar Biblia, codul moral de viețuire, ei o resping. Iar alții, orbiți de satana, neagă existența lui Dumnezeu, Creatorul. Pe aceștia, Dumnezeu îi lasă în voia minții lor blestemate. Majoritatea fac ce vor, tot felul de nelegiuiri, nedreptăți, minciuni, înșelătorii, fără nicio teamă de Dumnezeu. Datorită acestei situații, sunt pline penitenciarele cu astfel de oameni, iar parte din ei sunt încă în libertate, făcând rău semenilor lor. Mulți dintre acești oameni, călcători ai legii lui Dumnezeu, nu au nici o mustrare de conștiință. Dumnezeu este gata să primească și să ierte orice păcătos care vine la El cu pocăință. Ca să ne fie bine și să fim fericiți și ocrotiți de Dumnezeu, ni se impune cu strictețe păzirea și împlinirea poruncilor lui Dumnezeu scrise în Cartea Sfântă Biblia. Iată ce spune Dumnezeu lui Iosua, Iosua capitolul 1 cu versetul 8. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei zbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Atunci, bunul Dumnezeu și Tatăl Ceresc va avea milă de noi în momentele de încercare și de necaz. Sfârșitul final nu va fi la mormânt,
Ci atunci când va reveni Domnul Iisus cu slava sa, atunci cei temători și credincioși lui Dumnezeu, conform poruncilor și învățăturilor descoperite în Biblie, vor avea parte de întâia înviere a sfinților și vor fi salvați pentru veșnicie în raiul lui Dumnezeu, așa cum ne amintește Sfântul Apostol Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 15 până la 18. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii care vom rămâne până la vinerea Domnului, nu o vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt și cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogură din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Oamenii cei răi, care acum nu vor să știe de Dumnezeu, Creatorul și Conducătorul Universului, nu vor să asculte și își trăiesc viața cum le place și cum vor, aceștia vor avea parte de distrugere la judecata finală a lui Dumnezeu și de pedeapsa veșnică, adică moartea a doua, întrucât plata păcatului este moartea. Prin atitudinea de respingere și de răzvrătire față de Dumnezeu, ei și-au ales singuri destinul veșnic. Numele acestor oameni nu este scris în cartea vieții și ei vor fi judecați de dreptul judecător în ziua măreață a Domnului, așa cum se amintește în Apocalipsa 21 cu versetul 8. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Nimic nu este astăzi mai important pentru viața noastră personală ca ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu și a aplica principiile acestui cuvânt în relațiile cu semenii noștri. Un om pe nume Ali Hafed avea o fermă cu multe vite, livezi, vii și câmpii, o fermă în care toate mergeau foarte bine. Ali era un om bogat și totodată mulțumit. Toate acestea însă au durat până când, într-o seară, a sosit la el un savant și i-a spus că doar cei care au diamante sunt cu adevărat bogați. Însă Ali Hafed nu avea diamante, nu se mai vedea omul bogat și mulțumit de mai înainte cu o zi. Îi trebuiau așadar diamante. Ali și-a vândut curând ferma, și-a lăsat familia în chirie și a pornit în căutarea adevăratei comori. Și-a cheltuit până și ultimul bănuț, fără să obțină însă măcar un gram de diamant. A sfârșit luându-și viața, preferând moartea decât starea în care a ajuns. Însă, iată că într-o anumită zi, omul care a cumpărat ferma lui Ali și-a dus cămila la apă pe terenurile fermei. Când animalul își băga botul în apă, stăpânul a văzut ceva strălucitor în albia râului. S-a plecat și a luat de jos o piatră neagră, dar care avea un sâmbure de lumină. Era primul diamant găsit pe teritoriul acelei ferme. Curând s-a descoperit foarte aproape mina Golconda, una dintre cele mai mari mine de diamante din istoria omenirii. Din aceste locuri, fiecare lopată de pământ scos la suprafață purta cu sine și diamante. Ali Hafed nu a știut că ceea ce căuta departe era chiar lângă el. Trebuia doar să conștientizeze, să descopere bogăția și să se bucure de ea. Coroanele regale din Anglia conțin diamante extrase din mina Golconda. Totuși, atunci când suveranul englez este încoronat, îi este pusă în mână Biblia cu următoarele cuvinte: cartea aceasta este lucrul cel mai valoros din lume. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este mai prețioasă decât aurul curat. Cu toții o avem în casele noastre. Cu toții avem cuvântul lui Dumnezeu. Este la dispoziția noastră, însă îl citim noi? Dacă îl citim, îl și aplicăm, îl prețuim noi acest cuvânt la adevărata valoare? Precum în cazul diamantelor lui Ali,
comoara numită Biblia este lângă noi. Trebuie doar să conștientizăm valoarea ei și să ne bucurăm de ea. Dumnezeu să ne ajute și să ne ocrotească. Amin.